Vă salut, oameni buni. Sunt ajuns la Partoș, la familia Stanca, la Ionel. Vedeți aici cărămizile care s-au adus, care s-au donat de oamenii cu inima bună. Aici îl avem pe Răzvan. Răzvan care a venit, a adus, a donat o pubelă, niște alimente și haine pentru copii. Alimentele, țin să precizez că băiatul și-a spart pușculița ca să poată să aducă ceva alimente, deoarece el nu lucrează, este încă la școală. El este băiatul care face fapte bune, fapte mari în DETA și în împrejurime cu ecologizarea. El se ocupă în loc la primărie de curățenie, de ecologizarea localității DETA și tot din inima lui bună a făcut și donație și a spart pușculița și a adus pentru copii unele alimente de necesitate, mălai, orez, biscuiți, ketchup, legume, mai ceva dulce. Este un copil de care are nevoie România. Aici, cum am mai spus și cum s-a mai prezentat, s-a adus cărămida pentru familia Stanca, unde se va reconstrui o cameră. O cameră în spate pentru cei 6 copilași. Uitați aici îngerașii. Fratele Ionel, sora Leontina face de mâncare pentru copii. Grinzile sunt aduse, sunt primite. Înăuntru mai sunt primiți saci cu multibat. Se văd, mai este nevoie de vreo 10-15 saci. Ușile și geamurile termopan, iară sunt aduse, sunt donate și primite. Iar aici, în spate, ia uitați-vă, oameni buni, oamenii sunt curați, oamenii fac curățenie, nu stau în mizerie. Aici, în porțiunea aceasta, va trebui să se dărâme și să mi se facă o cameră. Încă este de lucru. Este nevoie de cărămidă, este nevoie de încă mai vreo 4 grinzi, este nevoie de ciripă, țiglă. El ce mai are? Mai are vreo 200 de bucăți de ciripă, dar încă mai este necesar. Apelăm pe această cale la bunăvoința celor care vor dori ca să doneze, ca să susțină această lucrare, unde să aibă loc să doarmă încă 6 copii, deoarece locuința este mică, este veche, a fost mistuită de foc acum câțiva ani de zile și este nevoie ca să li se ridice mai departe. Aici, cum se vede în filmare, aici dorm 8 persoane. 8 persoane dorm într-o singură cameră. Gândiți-vă și voi ce greu le este lor. 8 persoane într-o cameră ca să doarmă. Aici dorm părinții. Uitați-vă aici cum arată o bucătărie la acești oameni. Ce putem spune în altceva decât faptul că sunt oameni gospodari. Mențin curățenia și merită să fie ajutați. Știți bine că noi nu ajutăm, pe cei șmecheri sau pe cei puturoși. Doar pe cei care merită într-adevăr. Oameni buni, toți cei care puteți să ajutați, nu stați nepăsători. Ajutați, donați, orice sumă este binevenită. Chiar și un sac de multibat, dacă îl donați sau îl cumpărați și îl aduceți, este binevenit. Adresa este Partoș numărul 153. Dacă chiar doriți să mai veniți cu alimente, cu haine, încălțăminte,
greens, multibat, cărămidă, care ce doriți, care la care ce vă pune Dumnezeu pe inimă, puteți să veniți și să aduceți. Cu alte cuvinte, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Tot vă rugați și vreți ca să vă fie bine, să aveți bunăstare, să aveți multe în viață. Dar puneți-L pe Dumnezeu la încercare fiecare în parte și dăruiți din inimă. Dăruiți din inimă fiecare ce puteți și Dumnezeu are să vă deschidă zăgazurile cerului pentru a vă dărui ceea ce aveți nevoie mai mult. Pentru fiecare în parte, dragii mei, oameni buni, vă doresc toate cele bune, toate cele bune și fie ca Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ceea ce veți face pentru familia Stanca și nu numai pentru familia Stanca, și pentru celelalte cazuri pe care le avem. Dumnezeu să vă binecuvânteze și fie ca Dumnezeu să vă zâmbească mereu la fiecare în parte.